Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comori din Pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și vom continua studiul istoriei după manualul profeților. Este singura soluție garantată și sigură. Această carte, scrisă de mari bărbați al lui Dumnezeu, reprezintă planul pe care Dumnezeu le-a descoperit lor în legătură cu evenimentele viitoare din timpul lui Daniel și până în timpul nostru. Ultima dată am vorbit despre finalul civilizației semite. În primul rând au fost evreii, care au căzut în 586 înainte de Hristos, apoi a venit Tirul, Siria, popoarele mărunte din jurul evreilor, iar în 539 au căzut babilonienii. Așa că toate popoarele semite au ajuns la un final de istorie, fiind înghițite de popoarele iafetite, începând cu persii, cu grecii, cu romanii și așa am mers mai departe. Dar ceea ce am vrut să spun și cred că am reușit este că aceste evenimente au fost știute de profeți, le-au transmis regilor lor, popoarelor lor, i-au rugat, ascultați ce vă spun, soluția cea mai bună este aceasta, dar n-au înțeles, n-au vrut să înțeleagă. Acum noi trăim al treilea val de civilizații. Prima a fost civilizația antică veche, semită, a doua a fost civilizația greco-romană în centru cu altele mai mici în jur în antichitatea clasică și al treilea val a fost civilizația creștină, catolică, protestantă, ortodoxă, care acum se află la finalul ei. Trăim din nou un final de civilizație. După cum, în perioada aceea, Dumnezeu a trimis mulți profeți în frunte cu Ieremia, Ezechiel și Daniel, pentru ca oamenii să fie înștiințați, să cunoască și să aleagă răul cel mai mic din dezastru care venea, tot la fel și astăzi, Dumnezeu, pe lângă Biblie, pe lângă desigilarea cărții lui Daniel, deci spune cartea aceasta va fi sigilată până la vremea sfârșitului, dar iată, la vremea sfârșitului Daniel este o carte deschisă pe care oamenii au înțeles-o, au prezentat-o și constituie un manual foarte sigur. Dar pe lângă aceste profeții biblice, Dumnezeu a trimis un profet special pentru timpul nostru, Ellen G. White, care a trăit peste 70 de ani, care a scris o mulțime de cărți, care a avut o activitate extraordinar de importantă și a cărei profeții s-au dovedit de o exactitate tot la fel de mare precum a profeților biblici. De ce a mai trimis Dumnezeu un profet? Pentru ca oamenii timpului nostru, epoca modernă în care a trăit ea, epoca postmodernă în care am intrat noi, să poată să înțeleagă Biblia în timpul acesta, în timpul nostru și să o putem aplica cu exactitate și cu corectitudine. Care este cuvântul cheie pentru perioada noastră? Cuvântul cheie este primul cuvânt pe care îl rostește Domnul Hristos în predica sa escatologică de pe Muntele Măslinilor la finalul lucrării sale. El a spus următoarele: băgați de seamă să nu vă amăgească cineva. Cuvântul acesta cheie este amăgire. Ce înseamnă amăgire? Înseamnă să fii înșelat, să îți vândă cineva un produs care nu este autentic. Dai o sumă mare de bani și este un fals. Nu-i bun aproape de nimic. Însemnează să-ți spună cineva o veste care îți place foarte mult, dar este o nulitate. Te duci la doctor, ai o anumită durere, ai ceva și doctorul te consultă, ți-a făcut toate analizele. Zice, domne, ești bine, du-te acasă, mănâncă, fă ce vrei, dar fii atent doar la câteva amănunte că totul e bine. Și tu te bucuri, ești foarte fericit, îți începi viața, chiar faci anumite lucruri care îți plac foarte mult și în câteva săptămâni sau în câteva luni nu mai poți să mergi,
cas la pat și ești terminat. De ce? Pentru că ți-a spus o amăgire. În loc să spună realitatea, domnule, fii atent, tu ai ceva acolo în corpul tău, ți-a spus o minciună și ți-ai pierdut viața aceasta. Dar când cineva îți transmite o astfel de minciună la nivel mult mai înalt, la nivel al timpului viitorului, al sufletului tău, legat de mântuirea ta, tu nu-ți pierzi în poate 20-30 de ani din viață, tu-ți pierzi veșnicia. De aceea Domnul Hristos a spus, fiți atenți să nu fiți înșelați. Și a început predicile sale. Domnul Hristos a trasat niște reguli foarte exacte. Dacă noi le-am citit și le-am luat în calcul, noi nu am fi înșelați. Noi am înțelege vremurile, am avea liniște, calmitate și chiar într-un anumit fel bucurie, pentru că știm că după acest necaz care este în prezent, va veni foarte repede împărăția lui Dumnezeu și vom fi luați în cer. Aceasta este frumusețea Bibliei. Care sunt elementele cu care încearcă să ne înșele satana? Cam dintotdeauna, și în timpul Domnului Hristos și în timpul nostru, există un curent naționalist. Pe timpul Domnului Hristos erau ziloții. Acești ziloți erau oameni religioși, pentru că curentul a fost înființat de un preot. Un preot care spunea așa, poporul nostru este un popor sfânt, poporul lui Dumnezeu. El nu trebuie să fie cucerit, nu trebuie să se supună nimeni, nu trebuie să plătească nimănui tribut, pentru că doar Dumnezeu este deasupra lui. Și pentru ca să mențină această poziție pe care el o susținea, i-a îndemnat pe oameni să pună mâna pe sabie ca să-și apere libertatea și demnitatea lor. Rezultatul. Distrugerea templului, distrugerea completă a națiunii, nu pentru un an, 10-20, ci pentru aproape 2000 de ani. Naționalismul exacerbat al ziloților a condus la această situație. Și astăzi mai există naționalism, mai există partide naționaliste care au o prezentare foarte fascinantă și foarte atrăgătoare pentru populație, dar care nu ține. Lumea a depășit faza aceasta, a depășit și faza imperială și trăim astăzi un final de istorie când alte reguli, globalismul este în atenție. Ne place sau nu ne place, acesta este. Cum spuneam data trecută, morala biblică e dată la o parte și au introdus o nouă morală. Credința biblică este doar o spoială de formă. Ne ducem la biserică, la marile evenimente. Nu mai există credința adevărată. Așa că dacă elementele de fond, morala, credința, speranța în veșnicie a fost dată la o parte, atunci nu vă așteptați ca și elementele care au dirijat lumea până acum, națiunea, limba, să mai reziste. Și ele sunt date la o parte și se creează globalismul unde vrând sau nevrând trebuie să intrăm. Al doilea element important este libertatea. Mari conducători de astăzi și chiar aș putea să vă citez un lucru foarte interesant rostit în săptămâna aceasta de către președintele american, un principiu de bază pe care el îl enumeră. Nu l-am la mine acest citat, spune așa: după cele două mari războaie mondiale ale secolului 20, s-a instalat o nouă ordine în lume bazată pe libertate. Cuvântul cheie a fost libertate. Cuvântul libertate a condus la dărâmarea comunismului, unde nu era libertate și oamenii și-o doreau, și promițându-le ceilalți libertate, au sărit peste toate zidurile ca să obțină libertatea. Acum,
când un alt pericol mai mare, un pericol cu distrugere atomică, amenință omenirea, spunea președintele, trebuie să-i să instaleze o nouă ordine, trebuie să punem bazele unui nou principiu pentru ca să avem siguranță și pentru ca omenirea să nu se distrugă. Iar acest principiu noi vom conduce. Iată, deci, că libertatea pe care ne-o dorim este privită dintr-un alt unghi de vedere. Dar eu vă spun altceva. Dumnezeu ne-a dat libertate și o vom avea în orice situație. Libertatea de a-L alege pe El ca Domn al nostru și de a ne închina Lui. Nici Babilonul, nici Persia nu a putut lua această libertate de închinare. Tinerii au rămas în picioare în fața idolului babilonian și au spus, noi avem un Dumnezeu și ne închinăm Lui. E libertatea noastră să facem aceasta, cu orice risc. Libertatea cere întotdeauna un preț. Dacă tu ești dispus să plătești acest preț, niciodată nu te vei simți afectat că cineva ți-a luat libertatea. Nu uita, libertatea are un preț. Fii pregătit ca să plătești prețul libertății pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Și atunci totul va fi în ordine. În al treilea rând, oamenii încearcă să îi deruteze pe ceilalți prin teorii foarte subțiri care au în calcul doar o singură coordonată, fără ca să țină cont de mulțimea factorilor care există în lumea de astăzi. Deci astăzi nu mai depindem de un om. Poate fi el oricât de mare, conducător oricât de mare. Nu mai depindem nici de o țară, cât ar fi de puternică. Nu mai depindem nici de o economie dominantă la un moment dat. Pentru că sunt atât de mulți factori în angrenajul global al lumii și trebuie să ținem cont de toți acești factori pentru ca să înțelegem corect lumea. De aceea, teoriile conspirației merg doar pe o singură latură. Omul acela e de vină, acela a făcut acea, celălalt a făcut acest lucru rău și efectul este critica, dușmânia pe vinovatul care tulbură liniștea popoarelor și liniștea noastră. Modul acesta este greșit. De ce este greșit? Pentru că modul de a acuza pe cineva de vinovat este demonic. Fiindcă satana sau diavolul înseamnă acuzatorul. Și în momentul în care noi venim să acuzăm pe cineva sau pe altcineva, o putere sau altă putere, și noi ne plasăm pe terenul acestuia, acuzatorului. Și noi nu putem să înțelegem lumina lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu pentru aceste zile. Iată elementele prin care încearcă dușmanul nostru să ne atragă în aceste lucruri. Observați pe Ieremia. Ieremia nu a acuzat pe nimeni, nici pe babiloneni, nici pe evrei. Ieremia a spus doar o realitate. Babilonenii n-au plecat, chiar dacă s-au retras. Revin și vor cuceri. Dacă vă predați, nu o să vă cucerească și salvați cetatea și vă salvați viețile. Aceasta era viziunea biblică. N-au acceptat-o. Ezechiel are un leitmotiv care se repetă de zeci de ori. De zeci de ori în cartea sa. Pentru ca să cunoașteți. Pentru ca să știți. Vă spun toate aceste lucruri ca să știți. Acesta este leitmotivul profetului Ezechiel. Iar Domnul Hristos spunea, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Atunci când știi adevărul, știu că vin babilonienii,
Știu că vor fi cuceritori, nu am să mă opun lor că n-are rost, nu am să-i critic, vreau să rămân credincios lui Dumnezeu. Așa a făcut Daniel și prietenii lui și au scăpat. Așa a făcut Ieremia și Baruc și au scăpat. Așa a făcut Ezechiel și a scăpat. Și alți câțiva care au fost pe lângă ei și i-au crezut. Dacă cunoști adevărul, adevărul îți dă libertate, îți dă putere. Acesta era Ezechiel. El a spus ca să cunoașteți. Cum au reacționat oamenii? Oamenii l-au luat în batjocuri. Spune, a, omul acesta ne spune doar pilde. Sau omul acesta ne ține cu povești. Ne spune povești. Interesant. În vremea aceea, când convingerea că profetul lui Dumnezeu este portvocea lui Dumnezeu, deci era un ceva foarte bine fixat în națiunea iudaică. Și era un om care avea foarte multă credibilitate în ochii poporului. Dacă atunci, cu această atitudine față de profet, ei s-au comportat de felul acesta, ne ține cu povești, nu ne luăm după el. Ce o să întâmple? Dar nu o să piară țara din lipsă de profeți. Putem trăi și fără Ieremia. Dacă atunci s-au purtat așa, ce să zicem astăzi? Când le citești oamenilor din cuvântul lui Dumnezeu și le spui, oameni buni, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Nu te cred. Dar privesc cu foarte multă durere. Pentru că în ultimii 20 și ceva de ani am trăit câteva lucruri care a trebuit să ne pună pe gândit. Emblema celui mai puternic stat, turnurile acelea uriașe din New York, au căzut într-o oră. Și națiunea aceea puternică s-a văzut lovită chiar în inima ei. În mijlocul Europei, în lagărul civilizației moderne, un război distrugător unde casă cu casă să fie zdrobită, oameni, copii, totul să fie carne de tun, incredibil. Lucrul ăsta se întâmpla cu 200 de ani în urmă, dar nu acum. Ceea ce ne arată că omul este același om, rău, fără suflet, fără milă, lup răpitor care distruge și sfărâmă totul. Cum poți să mai ai încredere în acești oameni cum se comportă astăzi? Ce viitor fericit poți să ai cu acești oameni puși la paza casei tale sau a țării tale? Ce încredere? Încrederea este aceasta. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Împărăția lui Dumnezeu este gata să vină. Și atunci, ca să-i poată câștiga pe oameni, Satana vede că timpul lui este scurt. De aceea a pus pe toți agenții lui la lucru, pentru ca oamenii să fie ocupați, înșelați, amăgiți și hipnotizați. Patru căi prin care încearcă Satana să-i deruteze, să-i scoată din circuitul adevărului, să nu mai gândească sănătos și să fie duși de vânturile care bat astăzi. Patru căi. Prima, ocupați. Sunt o categorie de oameni foarte harnici, foarte inteligenți, doritori să realizeze, să facă. Studiază, muncesc, adună, strâng, fac. Sunt atât de ocupați încât când îi dai să citească ceva, spune, n-am timp, n-am timp. Când îl inviți la biserică, n-am timp, n-am timp. Și într-adevăr, nu are timp, nici pentru el, nici pentru familia lui, pentru că e ocupat. Cineva l-a pus să alerge și să adune
fără nicio judecată. Așa ca omul din parabola Domnului Hristos, care i-a rodit țarina și despre care Domnul Hristos spune: nebunule, pentru ce ai adunat? Ce crezi că o să faci? Pentru că la noapte o să mori. Fiți atenți, prieteni. Oricât ați avea de mult de lucru, de studiu sau de alergare, nu lăsați ca să treacă o zi fără să citiți măcar puțin din Biblie, să vă rugați. Nu vă neglijați sufletul, pentru că când veți avea de toate, nu o să mai aveți sănătate și nu o să mai aveți puterea și credința să citiți Biblia. A doua categorie, oamenii vor fi amăgiți. Amăgiți de teoriile care circulă. Teorii naționaliste, teorii de orgoliu, teorii despre libertate. Noi vrem libertate, am muncit pentru libertate, am murit pentru libertate, vom ține libertatea. Libertatea nu se păstrează cu arme, cu demonstrație, cu scandal, cu critică, cu ceartă. Libertatea se păstrează cu loialitate față de Dumnezeu, cu adevărul. Atunci când ai adevărul, când știi ceea ce este astăzi, ce va fi mâine și ce va fi poi mâine, atunci ești liber cu adevărat. Mergeți pe această cale. Nu vă lăsați înșelați de propaganda care circulă cu foarte multă forță. Nu vă lăsați. Nu vă lăsați conduși de propaganda care neagă o realitate. Domnul Hristos spunea, vor fi războaie, vor fi foamete, vor fi pandemii și va fi catastrofe naturale. Am trăit sau trăim două dintre ele, războiul și pandemia. Va urma în curând foametea. Catastrofele sunt și o să se înmulțească. Doamne, ferește-ne! Dar să negi că există pandemia, să negi această nenorocire care a lovit omenirea, să spui că e o ficțiune, că e o invenție, că e făcută de unul sau de altul, este exact ce spunea Satana. A încercat să-i amăgească pe oameni văzând că timpul lui este scurt. Ca să poți accepta o realitate și să nu fii cu ochii închiși ca să nu o vezi și să nu o înțelegi, tu și cu mine am nevoie de Dumnezeu, am nevoie de Duhul Sfânt. Când va veni Duhul Sfânt, are să vă conducă în tot adevărul. Așa după cum eu și poate mulți dintre dumneavoastră avem nevoie de ochelari ca să pot citi în carte, că altfel nu aș putea vedea, tot la fel eu și dumneavoastră avem nevoie de Duhul Sfânt ca să înțeleg realitatea, să pot spune, da, trăim într-o pandemie, da, trăim într-o stare de război, da, trăim în momentul în care vor veni și altele, pentru că suntem în timpul sfârșitului. Această realitate o poți înțelege numai cu lumina Duhului Sfânt și cu rugăciune. Altfel, Satana te va amăgi. Și dacă nu te-a putut ține ocupat cu muncă multă, dacă nu te-a putut amăgi că ai fost un om inteligent și te-ai rugat și Dumnezeu te-a luminat, atunci ultima și cea mai teribilă încercare este hipnoza. Efectiv, el îi hipnotizează pe oameni. Îi face ca să nu mai poată gândi corect, să nu mai gândească cu mintea lui, altcineva să le introducă. Despre această metodă nu o să discutăm acum, dar vom discuta cu altă dată. Elementele hipnozei sunt la lucru, întreg esafodajul este foarte, foarte bine pregătit. Și pe sistemele de astăzi, prin muzică, prin educație, prin foarte multe alte elemente din mass media, Satana încearcă să hipnotizeze mințile oamenilor ca să accepte ideea lor. Iată căile prin care Satana încearcă să ne smulgă din realitate, pentru ca în acest timp scurt să putem să facem ceea ce ne cere el. Dar ce trebuie să facem ca să nu ajungem acolo? Domnul Hristos ne-a spus, cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Primul lucru este, trebuie să răbzi,
trebuie să plătești un preț pentru libertate, pentru adevăr. Trebuie să fii dispus să oferi ceva din tine pentru aceasta. În al doilea rând, tu trebuie să studiezi. Tu trebuie să cunoști această carte. Trebuie să te rogi lui Dumnezeu, Doamne, deschide-m ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Prieteni, Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți, să nu vă lăsați intimidați, să nu vă lăsați speriați, să nu vă lăsați amăgiți de tot ce circulă în jur. Clădiți pe Scriptură, pentru că timpurile sunt din ce în ce mai grele. Pentru că numai cel care a zidit pe stâncă va rămâne în picioare când vin șuvoaiele. Aș dori să fiți printre acești biruitori. Până data viitoare, numai bine!